O veste bună pentru firmele care angajează pe o perioadă de cel puțin 2 ani șomeri în vârstă de peste 45 de ani. Aceștia vor putea primi subvenții. Totul după ce mai mulți deputați PNL au depus o propunere de modificare a legii numărul 76 pe 2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă de persoane de peste 45 de ani. În 2018, din totalul de șomeri înregistrați în evidențele AJOFM, 30,25% erau cei de vârstă între 40 și 49 de ani, iar în total românii fără un loc de muncă din categoria de vârstă de peste 40 de ani reprezentau aproape 70% din totalul șomerilor. Corelat cu fenomenul de îmbătrânire a populației, aceste statistici sunt îngrijorătoare și pot avea grave efecte economice și sociale pe termen mediu și lung. În aceste condiții, pentru a contracara efectele acestei tendințe, avem nevoie de politici economice care să se adreseze persoanelor din categorii de vârstă vulnerabile, dacă e să ne raportăm la piața muncii, de exemplu. Statistici din vari domenii arată că pe măsură ce înaintează în vârstă, oamenii se confruntă atât în România cât și la nivel european cu discriminarea în ceea ce privește accesul la piața muncii, sănătatea, serviciile publice, pentru a numi doar câteva. Se arată în expunerea de motive. Companiile cu peste 50 de angajați, care angajează simultan un șomer cu vârsta de până la 25 de ani și un șomer cu vârsta de 45 de ani, vor primi lunar pentru o perioadă de 24 de luni 2250 de lei pentru fiecare persoană angajată, fiind obligați să păstreze acele persoane la locul de muncă pe o perioadă de cel puțin 2 ani. Inițiative dedicate accesului la piața muncii a persoanelor de peste 40 de ani au fost adoptate în mai multe state europene, cum ar fi Franța, Marea Britanie, Suedia, Germania sau Slovenia. Proiectul de lege a fost depus la Camera Deputaților, cameră decizională fiind Senatul.